Ieri seară, liniștită, cu celul senin, când fucina pregătită fiului divin, el veni cu ai săi la masă, în locul gătit. Și apoi cu vocea miloasă se le-a vorbit: frații mei, sosit ceasul să ne despărțim. Voi să nu pierdeți curajul, că iar am să vin. Trebuie să vină toate cele ce s-au scris. Voi fi judecat la moarte și pe cruce întins. Dar vă spun mai dinainte, pentru ca să știți, că din voi unul mă vinde cu 30 de arginți. Atunci toți se îndreptară către învățători și pe rând îl întrebară: cine-i trădător? Când veni rândul lui Iuda, întrebă și el: nu cumva voi fi eu, Doamne, fiul cel mișel? Zise Domnul: du-te mai curând. Iată cum sosit ceasul să faci ai de gând. Atunci Iuda, îndată, merse către acel sobor, unde s-a așteptat cu setea Domnului omul. Acolo și-ndu-o stăpânul, Iuda cel mișel, și printr-un sărut fățarnic predă pe el. Și l-au dus la judecată și l-au osândit, ca pe crucea cu ocară să fie răstignit, ca pe crucea cu